100 de milioane de euro. Bine ați revenit la München într-o zi istorică pentru Bayern München, pentru că astăzi s-a finalizat și s-a prezentat transferul record de 100 de milioane de euro al cel mai bun marcator din istoria națională Angliei și cel mai bun marcator din istoria lui Tottenham, și anume Harry Kane, a semnat pentru 4 sezoane cu echipa din München. Deci vă dați seama, Bayern va ajunge la 15 campionate la rând. Da, cam mult. Însă astăzi este vorba despre primul trofeu al sezonului, și anume Supercupa Germaniei împotriva câștigătoare cupei RB Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Va fi un meci foarte interesant. Este chiar posibil ca Harry Kane să joace astăzi, chiar dacă faci câteva minute. Vă dați seama, după un meci la Bayern va câștiga un trofeu, ceea ce nu a reușit în mai bine de 10 ani la Tottenham. Vedeți, exact acolo vor intra jucătorii, aici vor parca autocarele, iar pe aici intră VIP-urile, adică și eu. Mai este puțin și începe meciul. Scrieți-mi voi în comentarii câte goluri credeți voi că va marca Harry Kane în acest sezon și dacă cumva credeți că cu ajutorul lui Harry Kane Bayern va putea câștiga Liga Campionilor. Să strigă numele lui Harry Kane. Incredibil. Să strigă! 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 A început Supercupa Germaniei între Bayern și Leipzig cu Harry Kane pe bancă, deocamdată, dar sigur va intra la un moment dat, ar fi culmea să nu intre. Mi-a fost așa de dor de așa un meci important, incredibil. Unul 0 pentru Leipzig. Minutul 4, 3, minutul, da, minutul 3. Trebuie să intre Harry Kane. Da, anul trecut, în Supercupă, s-a jucat la Leipzig, Bayern a jucat cu 5-4. A fost un meci nebun, sperăm că și pentru astăzi. Ce, mamă, ce ocazie! Tratează Matisse Tel, incredibil. Peste poartă de la vreo 10 metri. Da, sperăm că și astăzi se vor marca cel puțin atâtea goluri. Oh, oh. Oh! Aproape de autogol, aproape de 1-1. Leo!
la 0 pentru Leipzig. Șoc! Șoc pe Allianz Arena. Liebe Zuschauer, 44. Spielminute, 2:0 für RB Leipzig, Torschütze mit der Nummer 7, Dani Olmo. Acum chiar că ar trebui să intre Harry Kane, după părerea mea. Portarul Leipzig trage timp de primitul 20. Mamă, ce fază! A început excepțional repriza asta. Transferul record, 100 de milioane de euro. E așteptat să intre pe gazonul următoarele minute. Lumea vrea să-l vadă pe Harry Kane, evident. A venit să-l vadă pe Harry Kane, nu să câștige Supercupa Germaniei. Da, foarte tare. A explodat stadionul, efectiv. Da, a intrat Harry Kane. Minutul 67 este penalti pentru Leipzig. Poate face 3-0. E cam gata. De pe geaba mai intra Harry Kane, nu cred că poate facă nimic. Galeria lui Bar nu a fost deloc prezentă la acest meci, adică fizic nu a fost prezentă, dar cred că nu și-a dat interesul pentru acest meci, pentru la Supercupa Germania. Final de meci, Leipzig câștigă Supercupa Germania 2023. Felicitări, au jucat foarte bine. Bayern a avut șanse foarte bune la a doua repriză, dar în prima noapte a jucat lor. Deci au primit gol minutul 3, dar nici Harry Kane nu i-a mai putut salva. Asta este. Însă, fanii lui Bayern au rămas cu momentul magic când a fost introdus Harry Kane pe teren. Da, sigur e la fel de bun ca un trofeu. Da, Red Bull Leipzig, cum am zis, câștigă Supercupa Germaniei, primul trofeu al sezonului. Dar, până la urmă, la finalul sezonului, tot Bayern va câștiga campionatul, pentru că trebuie să se obișnuiască cu Harry Kane și, odată ce se obișnuiesc cu echipierii lui, sigur, îl vor pune în valoare foarte bine. Dacă v-a plăcut clipul, apăsați pe butonul de like,
abonați-vă la canal și urmăriți-mă și pe Instagram, linkul este jos în descriere. Ce putem spune decât hai la stadion. Pa. Ne vedem mâine.